Bună dimineața, dragilor! Bine ați revenit la un nou vlog! Astăzi este marți, cred. Da, este marți, 17 decembrie. Haideți să desfacem calendarul advent, dacă tot suntem la asta. Este 17. Ok, gata, am găsit. Ok, asta e și foarte repede. Avem un highlighter. Doamne, dacă nu știți, sunt obsedată de iluminatoare. Și arată foarte drăguț. Cam așa arată. Am o groază de iluminatoare. Ba chiar recent mi-am luat unul. Și frumușel tare. Nu știu cât de bine puteți vedea. Nu știu unde l-am pus, pe aici, pe undeva. Secretul meu este, atunci când aplic iluminator, să pun o bază lichidă de iluminator, așa, un strop, și să-l tapotez puțin și apoi să vin cu o pensulă și să dau cu iluminator pudră și arată bombă, bombă. Te vezi, strălucești de la kilometri distanță, e genial. Ok, ce planuri avem pentru astăzi? O să mergem la antrenament de la 11, apoi o să am o oră, cam așa, pauză, o să mai lucrez la proiect, probabil o să mă duc undeva să mănânc ceva și să mai lucrez. Cumva sunt puțin în urmă, în sensul că nu mai fac task-urile așa cum îmi planificasem și l-am împins puțin cu pentru zilele următoare, numai că mai este astăzi și mâine și asta este, proiectul e gata, la revedere, joi trebuie trimis, adică trebuie făcut și pus și aia. Deci suntem bine. Și o să se termine curând, trebuie să îl fac să se întâmple, oricât de întârziere aș fi. Da, apoi am o programare la tuns, trebuie neapărat, v-am zis că trebuie să-l tun, uitați-vă puțin în ce stadiu este, nu mai stă absolut deloc, absolut deloc. Și o să vedem cum mă hotără să-l tun, vreau să... Am zis că dacă tot l-am tuns scurt acum, să mă mai bucur de el și să mă joc cu el și să experimentez alte coafuri scurte, dacă... Ce-i drept, îmi crește extrem de repede. E deja la un fel de bob. Cred că se numește bob francez. Tunsoarea asta așa mai scurtă, un bob scurtuț. Vreau să-l mai țin scurt. Cred că o să mănânc repede un baton proteic și o să mă pregătesc să plec, pentru că este deja 10 fără un sfert. Nu știu ce am făcut în dimineața asta. O să fiu foarte sinceră, m-am trezit de la 8 și nu știu ce am făcut până acum. Ei, sunt gata să plec. Încep să am second thoughts. Am un amic ce îmi tot spune că a apărut să drăguț la lungimea asta, că mai putea să-l lași sau, mă rog, suntem mai tunzi și sunt... Nu spune asta! Mai ales că sunt în dilemă. Sincer să fiu, îmi place că pot să-mi fac un palmier în vârful capului, arată destul de drăguț. Dar parcă mă bătea gândul să-mi fac breton. Parcă voiam să-l mai țin scurt o perioadă, dar îmi place și așa, e un bob destul de micuț. Poate să mi-l îndrepte și să-l lasă crească, eu știu, acum la iarnă și la primăvară și apoi să-l tun scurt la vară, dacă vreau neapărat să experimentez asta. Sunt în dilemă, sunt într-o mare, mare dilemă și nu înțeleg de ce nu m-am gândit la asta înainte să vină ziua de astăzi, când trebuie să mă duc la salon. Puteam să mă gândesc ca o persoană normală de zilele trecute, dar... Ce să faci acum? Trebuie să mă uit pe Pinterest, pentru că sigur am pus niște pinuri pe acolo cu coafuri și chestii care să mă inspire și să mă ajute puțin, pentru că oarecum am încredere în salonul pe care l-am ales de data asta. O să vedem, o să cer o părere, am avut numai chestii bune și review-uri bune și sunt destul de optimistă, așa că o să-l întreb ce aș putea să fac, cum crede că mi-ar sta mai bine, că să merg pe breton, să nu merg pe breton, dacă se las la lungimea asta, dacă mă avantajează mai mult sau să merg tot pe un pixie, o să vedem. Vă rog, vă rog să fiți alături de mine, pentru că dacă iar o să fie nasol, o să plâng, o să plâng grav. Dacă nu știți, mai am un videoclip în care am plâns pentru că m-a tuns și nu eram cea mai fericită. Asta este, vă las, trebuie să plecăm. Ok, am ajuns de la salon și urmează să vă arăt ce a ieșit. Ta-da! Da, bretonul s-a întors! What? Ok, e extrem de ciudat. Am o mică presimțire că la un moment dat iar o să-l lasă crească, dar...
Ok, haide să o luăm pe rând. M-am dus la salon, foarte genial tipul care m-a dus, genial. L-am întrebat ce și cum, ce crede, cum ar trebui, ce ar trebui să fac. Și rămăsese așa, dacă vreau să îl țin scurt, pixie, cum l-am avut, trebuie să mă tun din 3 în 3 săptămâni, ca să-și păstreze forma. Dacă nu, el începe să crească, mi se formează o chică, ba chiar a folosit să scăpăm de această chică oribilă, pentru că aveam deja, se forma chică la spate, evident. Și eu mi-am zis, nu se va putea întâmpla asta. Pur și simplu nu o să se poată, pentru că nu o să am cum să mă duc în Danemarca de fiecare dată, o dată la 3 săptămâni, nu o să am timp și o să fie foarte costisitor, pentru că să te tunzi în Danemarca și, în general, servicii în Danemarca sunt foarte, foarte scumpe. Și te ajunge undeva la 400 de coroane să te duci la salon să te tunzi. Eu când m-am tuns am găsit pe cineva pe Facebook și atunci mi-a luat 250 de lei tuns acasă, nici măcar spălat și toate cele. Ceea ce înseamnă în jur de 160 de lei la noi. Și eu am dat 90 de lei acum. M-am spălat pe cap și m-am tuns și toate cele, m-am uscat, l-am aranjat, în fine, evident cu peria rotativă. Ceea ce iubesc eu cel mai mult, știți cât de mult îmi place mie peria rotativă, uitați-vă cum arată tot. De obicei nu prea îmi plac tunsorile atunci când vin de la salon, pentru că, nu știu, nu sunt așezate cum îmi place mie, dar o să las acum, pentru că, sincer să fiu, părul este ultima mea problemă acum, dar ce a făcut? S-a apucat și a tuns drept. Eu i-am spus că, ok, nu o să pot să-l las să... nu o să pot să-i păstrez forma. Mi-a zis, ok, pot să-l lași să crească. Și eu mi-am tuns drept tot ce aveam. E totul cam la același nivel. Până și în moțul ăsta eu l-am prins că îmi place să stea așa după urechi și nu prea să stea că e cam moale. Și, de fapt, asta să-l desfac, dacă tot ne-am apucat. El arată ceva în stilul ăsta. Mi-amintește puțin de Amelie, dacă știți filmul. Exact de asta mi-amintește. Mă rog, se întâmplă o situație aici. De obicei eu îl țin așa. Și acum să crească în voie. El este tuns drept, la același nivel tot. Evident, mai sunt și niște firicele mai scurte, mai dau puțin textură, dar asta era și dinainte. Nu a făcut acum nimic. El doar l-a tuns drept. M-a scăpat de chică și de toate cele. Este linie dreaptă totul. Și o să-l las să crească o perioadă, o să vedem. Fizic nu am timp, e foarte multă muncă să ții o tunsoare pixie. Dacă credeți că sunteți în stare să faceți asta bine, se pare că eu nu am fost în stare. Mi-a plăcut super, 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 super mult tunsoarea, super mult. Dar n-am timp fizic să... Deci, nu pot face asta, e prea mult. Și cu bretonul... Sincer să fiu, nu știu ce a fost în capul meu. Îi zic, parcă aș vrea beton. Și îmi zice, da, la finele mai ta merge. Ar chiar recomand bretonul, te prinde bine. Și am, aha, atât trebuia să știu. Nu știu de ce. Nu știu ce mi-a venit, de ce îl vreau înapoi. Cred că m-am gândit mai mult că mie îmi place iarna să port fel de fel de bentițe, de băscuțe. Dacă vă urmăriți pe Instagram, știți că eu mai mereu port câte ceva pe cap. Mai ales în Danemarca și parcă nu-mi plăcea, era și mai dificil și zic, ok, o să îmi fac breton și se vadă drăguț, pot să port și eu căciulă sau ceva, e totul ok, dar da, asta este, asta avem, evident o să-și revină și o să se așeze el normal, natural, în fine. Și în câteva săptămâni o să fie la lungime și mai așa. Gândiți-vă că mie, deci l-am avut un scurtuț, așa, și acum este, adică și după tunsoarea asta, este la nivelul unui, cred că se numește bob francez, dacă nu mă înșel, toată chestia asta, este deja la nivel de bob. Deci vă dați seama că a crescut extrem de repede, ceea ce m-a întristat puțin, dar asta a fost. Bine, dragilor, cred că asta a fost pentru astăzi, trebuie să mai lucrez la proiect și cel mai probabil ne revedem mâine. Acum îmi dau seama că pot să-l pun în moț și arată exact la fel ca azi dimineață, mai puțin când am chică. Ok, ok, nu e mare schimbare. Ocan când mi-a spus că nu-i se pare că e o mare schimbare, m-am supărat. Eram, cum poți să spui așa ceva, dar se pare că are dreptate. Bună dimineața, dragilor! Nu vine să cred că aseară am reușit împreună cu colega mea să dăm materialul, să terminăm proiectul, să-i dăm submit.
pe platformă, a fost un moment epic și sunt foarte entuziasmată că am reușit să scăpăm de asta. A fost o mare bucurie aseară, a fost share-uit pe Instagram în stories, deci s-a întâmplat, este pe bune. În sfârșit pot să mă bucur și eu puțin de vacanță sau să mă simt ca în vacanță, pentru că până acum nu m-am simțit ca în vacanță, sunt o vraiște totală. Mic update în legătură cu tunsoarea mea, că să fiu sinceră, mă gândesc că bretonul poate n-a fost cea mai bună idee acum. Mi se pare că îmi place că e versatil așa și că pot să fac ce vreau cu el, numai că nu prea am de gând să-l țin lăsat, nu știu, mi se pare că arată ciudățe la lungimea asta. Pe lângă asta, aseară m-am spălat pe cap și nu am mai uscat și s-a uscat super ciudățel, să vedem, nu știu ce o să fac cu el astăzi. Problema cu bretonul este că mi se pare că arată ciudat la lungimea asta, dar seamăn puțin cu Amelie, mi-a mai spus cineva, dar mi se pare că e cam mult de lucru cu el și nu prea am cu ce să lucrez. Dar e ok, chiar dacă lasă crească, o să-l fac să stea cortina așa o perioadă și când ajunge la o lungime la care e mai ok, pot să mi-l scurtez singură, dar e mai bine să-mi... E mai bine că mi-a dat altcineva formă decât să mă chinui eu și să îi dau formă, pentru că ar fi fost foarte dificil, mai ales că bretonul meu pe care l-aveam era așa, era într-o parte și ar fi fost ciudat, așa că e mai bine că mi l-a făcut de acum. Ce facem astăzi? Am o programare la un tratament, mă duc la antrenament, o să stau pe undeva să mai lucrez pentru că am rămas foarte în urmă cu tot și mai vedem. Despre tratament, mă duc să-mi fac un dermapen, probabil ați auzit de această procedură. Din fericire, tenul meu de când am ajuns acasă este mult mai ok, n-am erupții active, mi-a ieșit la un moment dat un monstru aici la gură, dar cred că pentru că am pus mâna sau ceva. În rest, și aici. Și aici, mă rog, nu sunt atât de relevante, nu am erupție foarte mare și mi-a apărut acum, cred că ieri de fapt. Ieri m-am trezit și cu ăsta și cu ăsta și cu cel de la gură, cred că de la stres. Am început să mă agit și am început să apară. Dar rest e ok, pentru dermapen e mai bine să nu ai, adică nu poți să faci dacă ai erupții active. O să fac un videoclip separat numai despre acest tratament și cum au fost și rezultatele și așa mai departe, dar... Așa arată tenul meu momentan. Mi se pare că e ceva neregulă cu apa Danemarca, pentru că de când am ajuns acasă, tenul meu arată mult mai bine. Nu mai este atât de frustrat, nu mai apar monștri din orice motiv. N-am schimbat aproape nimic, în afară de aer, zonă, în fine, și apă. Și mă gândesc că s-ar putea, pentru că apa Danemarca este foarte calcaroasă. Mă gândesc că acum o fi vreo legătură, nici nu știu. Mi-am luat niște cărbuni activi ca să pun în apă și de acum să încerc să mă spăl când sunt în Danemarca cu... Adică să pun apă într-un bol și să am acolo o bucată de cărbune activ și să mai curețe apa. Nici nu știu, sincer să fiu, chiar nu reușesc să fac conexiunea. Nu mi se pare că fac nimic diferit aici față de cum fac în Danemarca. Nici de mâncat, nu mănânc foarte diferit, mănâncăm la fel. Și nu înțeleg, nu are sens. De asta sunt puțin confuză, dar nu mă deranjează că nu trebuie să-mi bag apă cu monștrii. Mă duc să mă pregătesc și înainte de toate mergem la antrenament. Ok, am terminat antrenamentul și am venit până la City aici, la mall, să mă duc la Starbucks, să mai editez, mai lucrez la una alta. Am rămas foarte în urmă cu totul și până la 3:30, când ar trebui să mă duc la programare, la 4 programarea, până ajung acolo, să-mi iau marjă de eroare. Nu știu exact unde este salonul. Să mai lucrez, pentru că sunt super dezamăgită, pentru că perioada asta a sărbătorilor este perioada mea preferată și îmi place să filmez videoclipuri, să filmez și să fac totul foarte Christmas și așa, însă anul ăsta chiar am fost un dezastru total și am încercat să nu postez materiale mai de drag de le posta, adică dacă postam vloguri și așa, voiam să am material și voiam să vedeți ceva și voiam să le editez și să fie drăguțe și să aibă relativ ceva sens. Dar nu a fost prea posibil anul ăsta. Pe lângă asta, acum am o problemă cu fața mea. Eram mult mai bine nemachiată, o să fiu foarte sinceră. Mi se pare că tenul meu e cam deshidratat și nu înțeleg de ce. Și trebuie să văd. Poate întreb astăzi la salon ce îmi recomandă. Oricum o să mă lase fără un strat de piele. Și mi-am prins bretonul, unul pentru că n-am apucat să vă arăt pe Instagram și parcă aș vrea să postez o poză astăzi și doi pentru că ați văzut ce situație avem azi dimineața, nu știu exact cum să-l așez. Am zis, am cumva sentimente mixte legătură cu el, dar e ok, o să crească la loc, imediat crește, cred că în 2 săptămâni este... Și da, ok, mergem la Starbucks și lucrăm. Ok, o să vă rog să nu vă speriați pentru că o să fie un mic șoc. Așa arată
fețele în general după dermapen. Este foarte roșie, stai că am tras perdeaua, dar așa arată, este foarte, foarte roșie. Procedura asta de dermapen este pur și simplu o procedură cu ace. V-am zis că o să fac un videoclip separat numai despre asta. Așa arată fața mea și o să arate așa câteva zile. Așa că nu o să punem machiaj. Am de făcut niște poze și sunt... N-aș fi avut o problemă să fac nemachiată, dar sunt pentru Swarovski și ar trebui să arate cât de cât drăguț. Și nu știu, poate o să folosesc alt stil sau alt fel de poze în care să nu mi se vadă fața. Mă gândeam să desfacem din calendarul advent toate produsele pe care n-am ocazia să le desfacem împreună pentru că n-am avut timp. Deci astăzi este 19 și nici pe 18 l-am deschis. Deci avem un alt ruj. Cred că este gloss. A, da, este gloss. Cred că avem un alt fard pulbere. Da, este nuanța Heart și la fel este zi de fast și arată foarte bine. Apropo, am desfăcut unul din fardurile astea, așa, pulbere zi de fate de... nu mai știu din ce zi era. Era ușor maroniu, foarte, foarte frumos. Are niște reflexii așa de frumoase. Mi-a plăcut super mult. Probabil o să meargă cu mine și o să-l folosesc. Este un roz, așa. Este o nuanță frumoșică. Și-mi plac zi de fate puțin. Nu extrem de zi de fate, dar mi se pare că-ți fac ochii mai luminoși. Ca să fiu sincer, am obosit. Mă simt obosită și nu m-am simțit zilele astea. Probabil pentru că, nu știu, am mers așa pe pilot automat. Dar nu mai amintesc ultima dată când m-am odihnit așa calmea. Cred că a fost atunci când m-am întors din Danemarca și am venit acasă. Și nu știu, am dormit așa, credeam că mă trez mai devreme, dar nici nu am dormit tun. Aveam și japoneză în seara asta, dar nu o să fiu în stare. Foarte probabil o să adorm instantaneu. Mă tot holbez. Partea bună este că eyelinerul a rezistat și am lăcrimat, că vă dați seama, m-a durut. Mai ales că am și ochii sensibili. Dar am lăcrimat și uitați-vă puțin. Și este eyelinerul de la NYX. Este cel maro. Nu mai știu exact. O să-mi amintesc. Dacă interesează pe cineva, puteți să mă întrebați în comentarii. Rezista foarte bine. L-am aplicat astăzi la 9... Nu, hai să zicem la 10. Și acum este 7 și 10 ceasul. Și încă a rezistat și s-a plâns. Deci, foarte mișto. Și trebuie să-mi schimb câteva din produsele de îngrijire pentru că mi usucă tenul. Și am văzut chestia asta mai mult de când am venit acasă. Mi s-a curățat tenul, nu mai aveam monștri, nu mai ieșiseră coșuri așa nașpa. Dar mi s-a uscat tenul foarte tare. Mi-a recomandat și tipa la care au fost câteva produse. Mă rog, o să caut și eu detalii despre produsele pe care mi le-am menționat, dar păreau în regulă. Nu mă deranjează atât de tare tenul meu acneic și cu pori mari și cu, în fine, nu sunt atât de deranjată, dar mă enervează când are oscilații de-astea așa, nu știu, e... când e gras, când e uscat, când e nu știu cum, când e nu știu cum, când e curat, când am erupții, când... Nu poate să hotărască și el să fie o singură chestie, așa, nu știu, are o personalitate foarte dinamică, așa. Mă duc să mă odihnesc și ne vedem mâine. Poate să sperăm ceva mai fresh. Bună dimineața, este a doua zi. Nu pot să spun neapărat că tenul meu s-a mai calmat, este la fel de roșu. Mai ales aici, pe tâmple, unde a insistat puțin mai mult pentru că sunt cicatricile mai adânci. Se vede destul de tare, dar e ok. M-am cântărit astăzi de dimineață, eram curioasă pentru că mă simțeam cam slabă, nu știu. Am avut așa un feeling, să nu, e ceva suspect. Și am slăbit un kilogram de când am ajuns în țară. Asta însemnând aproape 2 săptămâni. Wow! Trecut destul de repede timpul. Da, astăzi este vineri, duminică se fac 2 săptămâni. Mi se pare mie că sunt cam slabă, ceea ce, ca să fiu sinceră, nu mă supără prea tare, pentru că sunt oricum de Crăciun, o să mănânc și... Da, are sens. Ar fi ok să
Să rămân la aceeași greutate, că mă simt foarte bine, așa am, pentru cei ce o să întrebe, pentru că sunt singură că o să întrebe, am 50 de kilograme 400, mi-ar arăta să zineață, mă rog, pe stomacul gol și așa, dar în general ajung pe la un 51 și ceva, nu prea sar de 51 jumate, să zic, dar așa mă simt bine la greutatea asta, am numai 1,61 chiar. Și mă simt foarte bine, așa. Mă uitam, de fapt, la videoclipurile mele mai vechi. Se vede că atunci nu făceam exerciții la fel de intens sau nu făceam antrenamente la fel de intense pentru că aveam aceeași greutate sau undeva cam aceeași greutate și se vedea corpul altfel. Altfel se vede acum, altfel se vede abdomenul, altfel se văd picioarele, brațele, totul se vede că e mai tonifiat față de cum eram anul trecut. Pe vremea asta se vede clar că mușchii cântăresc mai mult decât grăsime și că arată altfel corpul atunci când ești ușor tonifiat și îmi place asta, îmi place foarte mult. E o chestie personală, nu trebuie să, nu știu, să facă pe nimeni să simtă prost. Ieri, cu Dermapen mi-a pus acid hialuronic aici, sub ochi. Uitați-vă puțin cât de luminoasă e zona, nu pot să-mi iau ochii de la asta. Cel puțin în partea asta se vede cât de luminoasă e și oh, wow. Tipa de ieri mi-a zis că văd că ai și cearcăne și știți că eu nu prea am probleme cu cearcăne, foarte rar. Dar mai fost genul să-i spun că în ultimele 3 zile am dormit câte 3 ore, maxim 4 ore. Și eram, da, se mai întâmplă, nu? N-am zis nimic, ce era să-i spun când am dormit și că am niște cearcăne oribile și eram obosită. Nu regret că mi-a pus acid hialuronic, arată foarte bine și la fel mi-a făcut și la buze. Nu, dacă faci Dermapen pe buze, nu îți mărește buzele, nu asta era ideea, dar ți le hidratează și dacă tot am făcut toată fața, am zis ok, hai să facem și asta. Și acum sunt umflate și sinceră să fiu, mi se pare că sunt puțin uscate, parcă au o crustă așa. Dar mai pun vaselină pe ele și e ok. Aseară mi-a recomandat și niște produse, dar nu o să ajung să le iau decât undeva pe luni din BBT. Am văzut că au toate produsele pe care aș putea să le folosesc. Și oricum aveam nevoie de niște produse noi pentru perioada asta, pentru că v-am zis că am tenul extrem de uscat, nu știu dacă și voi vă confruntați cu asta. Poate recomandările eu să ne ajute pe mai mulți, pentru că v-am zis și eu sunt puțin în dilemă. Mi-a recomandat și o cremă pentru ochi. Eu, sincer să fiu, cam dădem skip la crema pentru ochi, pentru că nu știu, nu mi se pare că funcționează neapărat, dar ținând cont că am zona uscată și nu neapărat vreau să aplic pentru riduri, pentru că nu știu, nu prea cred că aceste creme te ajută cu ridurile, prefer un tratament Dermapen pentru riduri și am riduri, e ok. Am aici de exemplu, pentru că și aici, acum se văd mai tare pentru că v-am zis, se formează ca o crustă așa, mi se pare că se face pe față și atunci când fac câte un gest, îmi rămâne urma așa, pur și simplu pentru că e pielea foarte tare. Pentru că eu am probleme cu vederea și mă uit așa uneori, sau fac așa, sau mai ridic din sprâncene și se formează aici. și la ochi, dar asta pentru că zâmbesc foarte mult și zâmbesc larg și mi se formează aici lângă ochi și apoi mai am lângă gură aici, pentru că la fel, mă hlizesc foarte mult și rămân urme. Nu mă deranjează, cel puțin nu încă. Cred că în videoclipul ăsta avem numai chestii despre beauty și stres și de ce nu-i bine să fii stresat și de ce nu-i bine să lași lucrurile pe ultima 100 de metri, pentru că nu dormi. Dar mi se pare că sunt un student normal. Haideți să desfacem și calendarul advent. Astăzi este 20. Oh, trebuie să fac puțin ordine și prin produsele mele cosmetice, pentru că nici nu mai știu ce mai e valabil, ce nu mai e, ce mai pot să folosesc. Mi se pare că am nevoie și de un BB cream mai hidratant. Avem un blush. Arată foarte, foarte drăguț. Are o nuanță destul de naturală. E destul de prăfos și nu extrem de pigmentat, dar cred că e mai ușor de lucrat cu el pentru persoanele ca mine, care nu prea au control. Trebuie neapărat să editez un Christmas vlog, pentru că nu avem niciunul și n-am pus niciunul săptămâna asta până acum și deja vineri și mă simt foarte prost. Și am deja la pe acesta și mai am încă unul. Problema este că nu sunt sigură ce produse să folosesc în dimineața asta ca să-mi curăț tenul. Și nu mai am niciun alt ger de curățare. L-am pe acesta, care e preferatul meu, doar sucă tenul foarte tare pentru că este cu argilă și cu particule din aceleași și vă dați seama că usucă tenul și nu pot folosi asta. În schimb, am un cleanser de la Pixi cu vitamina C și aș putea să folosesc lichid și pot să dau cu o cotonetă și să
curăț rușine, nu știu ce altceva să folosesc. Nu pot să zic că mă ustură sau mă doare. E pur și simplu chestia că se simte, este foarte sensibilă asta. Asta e, cred că, cuvântul potrivit. E sensibil tenul? și mi se pare foarte inconfortabil să îl frec, așa e destul de nașpa. Încă editez, sunt cam lentă astăzi și mă uitam la Dumbo, filmul pe care l-au pe HBO Go, chiar dacă a apărut anul acesta. Și nu vă dau prea multe spoilere, foarte drăguț, mă bucur că l-au pus. N-am apucat să-l văd când a apărut la cinema și stau aici cu al meu Dumbo. E atât de drăguț. Dumbo e unul dintre desenele mele preferate de la Disney și mereu plâng și cred că am plâns non-stop la filmul ăsta. Chiar dacă am meditat în același timp, mai trageam cu ochiul și trebuia să întâmple ceva care mă făcea să lăcrimez. Sunt foarte ușor emoționată, mai ales la desene, filme cu animale. De aceea nu prea mă uit, nu m-am uitat la prea multe. Și îmi place foarte mult acest Dumbo de pluș pentru că are și o încărcătură emoțională, l-am luat din New York. În 2017 eram cu Ocan și eram în vacanță și nu știu, mereu când mă uit la el mă gândesc la anul acela. A fost un an foarte, foarte interesant pentru mine și o vară super faină. Ok, trebuie să termin de editat pentru că am promis că îl postez mâine dimineață și încă mai am destul material. Ok, nu știu cum să-mi așez bretonul. Bună dimineața! Astăzi aș vrea să încep un nou vlog pentru că mi se pare că s-au cam amestecat lucrurile, nici eu nu știu ce mai e prin materialele astea, așa că îmi pare rău, probabil materialul ăsta nu are niciun sens. Sper totuși că a fost, nu știu, ceva de fundal sau ceva ce ați putut urmări în timp ce luați micul dejun. Astăzi o să vină Ioana la mine și trebuie să fac puțină ordine și una alta, așa că zic să facem un nou vlog din asta. Mulțumesc foarte mult că ați urmărit și ne revedem curând. Pa, pa!